Vești foarte proaste de la Banca Națională. Prețurile vor crește și mai mult anul acesta, iar în primăvară inflația ar urma să treacă de 11% potrivit prognozelor BNR. De vină sunt toți cumpirile din energie, iar situația s-ar putea îmbunătăți doar dacă guvernul va continua măsurile de sprijin pentru populație și după aprilie. În categoria alimentelor, scumpiri vor fi în special la legume, fructe și ouă. Prețurile vor fi cu aproape 12% mai mari în primul trimestru al anului, după care scumpirile se vor mai domoli. Tarifele la gaze, energie electrică și carburanți vor duce însă la o inflație de două cifre în următoarele luni, în special după expirarea măsurilor de compensare a prețurilor potrivit BNR. Vârful va fi în primăvară, potrivit prognozei BNR, atunci când inflația va ajunge la 11,2%, după care va scădea ușor pe parcursul anului. 2023 începe cu o inflație de aproximativ 9%, urmând ca în 2024 situația să revină la normal, adică scumpiri de 2-2,5% în medie. BNR mai ia în calcul un scenariu, cel în care guvernul continuă cu măsurile de compensare a facturilor la energie electrică și gaze și după luna aprilie. Situație în care așa cum vedem în acest grafic, scumpirile nu vor mai fi atât de mari. Inflația va rămâne de o cifră dacă măsurile de plafonare și compensare se prelungesc, tot de o cifră va rămâne dacă se găsesc soluții la fel de eficiente precum reducerea taxelor pe energie, pentru că tot o reducere a facturilor ar însemna și, și acest aspect, puseul este indus de prețurile la energie, însă se va disipa în următoarele 12 luni, în ipoteza desigur în care nu apar și alte și alte șocuri. Printre riscuri pot fi și tensiunile dintre Rusia și Ucraina. În cazul în care conflictul escaladează, s-ar putea să vedem prețuri și mai mari la, la energie, și da. Acestea se vor transmite în inflație. În România nu a mai fost inflație de două cifre de la criza economică din 2008. Trebuie să, să vedem și contextul global. În Statele Unite, ieri au fost cifrele de inflație care au arătat o inflație de 7,5%, cea mai mare inflație din, din ultimii 40 de ani. Zona euro a arătat o inflație de 5%, cea mai mare rata inflației de la fondarea monede euro. Deci mediul global este unul cu rate ridicate de inflație și automat inflația se propagă de ce datorită legăturilor comerciale dintre state. Pentru a ține sub control inflația, Banca Națională a majorat dobânzile și vor urma și alte creșteri, însă nu abrupte, spun reprezentanții BNR. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Pro TV+.